Temperaturile au mai crescut cu câteva grade și zăpada a început să se topească, așa că în oraș și-au făcut apariția lacurile. În aceste condiții, giurgiuvenilor le este aproape imposibil să ajungă acasă cu picioarele uscate. Acum mergeți prin oraș acum că sunt numai lacuri? Merge greu. Ce să facem? Asta e situația, asta e iarna. Ce să facem? Reușiți să le evitați? Le evităm, mai ne udăm, mai mergem înainte. Ați ajuns ud la picioare acasă? Bineînțeles, pe stradă la mine e și mai rău. Sunt ude, sunt, că este rupse Adidas. Greu, foarte greu, foarte greu, ca să nu zic prost că seamănă eu. Nu, greu. Mi s-a întâmplat să ajungeți acasă ud la picioare? Fleșcă, domnișoară, fleșcă. Bălțile întinse și adânci au făcut pe mulți să ocolească trecerile de pietoni pentru a ajunge pe partea cealaltă a drumului. Tabloul de pe străzi este completat de slalomul printre ochiurile de apă și salturile peste bălți. În aceste zile, giurgiuvenii trebuie să se înarmeze cu răbdare și să se echipeze cu cizme de cauciuc dacă vor să ia la pas orașul. Pe unde nu sunt bălți, e polei, așa că trotuarele sunt adevărate capcane.